Salut, România! Petru Lucan nu e doar un nume propriu. E povestea unui român care a cucerit Europa prin profesionalism. Vorbim despre omul politic care dă certitudine ideii că un boț de humă din Suceava poate spune povestea României în cuvinte frumoase în Parlamentul European. Ambiție, perseverență, idei, convingeri, concepte concrete și abilitatea de a implementa. Acesta este Petru Lucan. La vârsta majoratului, profită de oportunitatea de a cunoaște Europa. Înțelege de vreme că stabilirea obiectivelor este cel mai important lucru pentru a ajunge la succes. Navigarea pe Dunăre, cu efecte economice benefice pentru România, se face astăzi mai eficient și datorită lui. Strasburg și Bruxelles sunt două adrese importante în viața oricărui cetățean european, începând cu 2007 și pentru fiecare român. Faptul că Petru Lucan îi reprezintă cu succes pe români în fața Europei îi aduce titlul de europarlamentarul anului. And the winner is Petru Constantin Lucan. Tinerii au o șansă în plus la un loc de muncă începând cu 2009 datorită unui program european de educație. Suntem în Parlamentul European, un loc istoric. Politicile care se elaborează la nivelul acesta se aplică pe 503 milioane de europeni și nu doar pe 22 de milioane de români. Sunt onorat să fiu parte a acestui legislativ european. În calitate de reprezentant al intereselor românești în forul european, votul lui Petru Lucan reprezintă un act de mare responsabilitate. N-a uitat de unde a plecat, promovând frumusețile Bucovinei și licorile bahice peste tot în lume. În plus, specializările în economie internațională, management global, finanțe și sociologie îl recomandă ca un luptător ambițios cu obiective. Mandatul început în 2009 îi permite să-și aducă o contribuție semnificativă la sistemul politic european. Accesarea fondurilor europene este astăzi pe înțelesul tuturor datorită campaniei la nivel național din 2011. România are un cuvânt greu de spus în Uniunea Europeană. Trebuie să învățăm să-l rostim mai apăsat și atunci el va fi ascultat. Parlamentul European este locul unde se dă ora exactă în politicile regionale. Comunicarea este esențială, fiindcă scopul este vorbirea unei limbi comune europene. Aici, integrare, strategie, structură sunt cuvinte de ordine. Este europarlamentarul care a învățat să dea bună ziua în 24 de limbi, provocând zâmbete și admirație din partea colegilor. Petru Constantin Lucan ist ein besonders befähigter Kollege, auch sehr sympathisch und ich möchte sagen, dass ich Petru Lucan sehr schätze. Ich wünsche Petru Constantin Lucan, dass auch dem nächsten Europäischen Parlament angehört und ich wünsche ihm für seine Arbeit in Rumänien, in seiner Heimat und für die Europäische Union alles, alles Gute für die Zukunft. A very strong relation with all the members of national parliaments. Also as a very, very strong defender of Romanian interests in the European Union. I'd say that he has a long future. It needs a lot of expertise, I need a following and, you know, and it's touching every European citizen. Health is very important for all of us. So I think that the recognition that this prize went to him, I mean, I think it says a lot about his work and his courage, because he needs a lot of courage to defend, you know, health questions here in the European Parliament. So welcome for that prize. He's young, he's targeted, and he's really concerned about economical progress. It's the first period, and I think he deserves a second. Serious, but friendly and in love with this country. I think that he can represent with a high quality of engagement his country.
Comme tous les députés européens, M. Luhan se préoccupe beaucoup de son territoire. Actif, énergique, et sa présence aussi. Sa présence dans les commissions, dans l'hémicycle et dans les interventions. Nous avons beaucoup travaillé. J'apprécie chez Petro une forme d'intérêt aux affaires internationales. Il parle plusieurs langues. Il exerce ses fonctions politiques avec compétence, avec cœur. Et il a aussi une forme d'élégance qui fait en sorte qu'il représente bien l'Union européenne et bien sûr la République de Roumanie. We work also with Petru a lot in the European People's Party. Together we are in the same political grouping, and there I can say that Petru represents very well his country and his constituents, also working on the youth issues. For Petru Luhan, I believe it's very important to continue this work he's doing on the youth involvement, on the education possibilities, youth mobility. I believe that this is where the future lies. Our job is to defend our people, to defend the interests of the people that we represent in the European Parliament, and Petru is for sure one of the best MEPs that you can find in the Regional Development Committee. So I hope to see Petru again here next term. Beware of Petru. Also der Kollege Luhan ist einer der starken Vertreter, ein junger, starker Vertreter seiner Heimat im Europäischen Parlament. Ich habe ihn kennengelernt als einen, der in der Sache sich auskennt, der weiß, um was es geht, der da in den Details drinnen ist und der auch seine regionalen Anliegen. Also er ist also sehr ein freundlicher Kollege, sehr umgänglich und sehr kooperativ und der versucht, glaube ich, wirklich hier das Beste aus seinem Job hier zu machen und sich wirklich für Rumänien einzubringen. Er ist jung, er ist dynamisch und Schwerpunkte setzend. Und immer die Interessen seines Landes und der zukünftigen Entwicklung der Europäischen Union im Auge. 2014 este anul de debut al noilor orizonturi europene. Acest fapt se traduce pentru România în 17 miliarde de euro pentru subvenții și dezvoltarea satului românesc, 87 de miliarde de euro pentru cercetare și dezvoltare în ideea unei infrastructuri medicale, educaționale și sociale îmbunătățite. În acest context, România se vede nevoită să accelereze apropierea de valorile și cultura europeană. Abilitatea principală a politicianului este de a asculta și de a înțelege oameni ca noi. El le transformă dorințele și cererile în avantaje legislative fără să fie carierist, ci oferind alternative concrete. Politicianul rămâne în slujba cetățeanului și nu invers. Pentru ca votul lui Petru Luhan să conteze, voturile noastre sunt importante. Civilizația și cultura europeană se sprijină în zilele noastre pe familie, educație, muncă, respectarea religiei și justiție. Petru Luhan este vocea ta, glasul care răspunde dorințelor de mai bine și aspirațiilor fiecăruia dintre noi. Avem la rândul nostru de oferit Europei cultură și tradiție românească de peste 2000 de ani. România și Europa trăiesc vremuri grele. Criza poate fi o oportunitate pentru cei ce găsesc soluții rapide de redresare. Când cineva pierde, altcineva trebuie să câștige.